Slăviți să fie, Domnul! Numele meu este Raluca, pentru cei care nu mă cunoașteți. Sunt din Deva, am 18 ani, iar astăzi am venit cu toată îndrăzneala să vă povestesc cum Dumnezeu a lucrat la viața mea și cum Dumnezeu a schimbat o fată care petrecea weekend de weekend, într-o fată care frecventează destul de des biserica, o fată care a început să fumeze, o fată care a început să bea, o fată care a început să se drogheze, într-o fată care a ales să-L urmeze pe Dumnezeu cu o râvnă, cu o dragoste. Încep prin a spune că m-am născut într-o familie de ortodoxi, o familie în care mergeam la biserică doar de sărbători, nu prea înțelegeam eu ce înseamnă Dumnezeu pe atunci și fiind destul de mică, nu am băgat de seamă relația mea cu Dumnezeu și cât de important este până la urmă să-L urmăm pe Dumnezeu. Perspectiva mea despre Dumnezeu era că El este un om oarecare, un om care dă și nu ia, un om care doar te ajută atunci când ai probleme, un om care face ceea ce vrei tu și atunci când nu face ce vrei tu, ești foarte trist și dezamăgit că Dumnezeu de fapt nu există și Dumnezeu nu te ajută cu nimic. Așa gândeam eu la vârsta aceea. Însă, cu timpul, mama mea s-a întors la Dumnezeu, mama mea s-a pocăit. A urmat bunica mea, care este în sală aici și mă bucur foarte mult să o văd. Bunicul meu s-a pocăit și el, împreună cu sora mea. Și am rămas eu cu tatăl meu. Tatăl meu este un om foarte răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu acceptă deloc pocăiții sau oamenii care sunt întorși la Dumnezeu. Au fost mari lupte în casa mea, mari certuri pe tema aceasta și Dumnezeu a lucrat așa de mult la inima lui încât o să ajung să vă povestesc ce s-a întâmplat și cu el. Mama mea a început să se schimbe după ce s-a pocăit. A început să devină o persoană mai bună, mai altruistă, să zic. A început să ajute foarte mult și eu văzând-o pe ea foarte mult așa din exterior, pentru că nu știam ce înseamnă viața trăită cu Dumnezeu, a început și ea ca și un copil. Când a primit un cadou, a încercat să ne-l împărtășească și nouă, dar noi am refuzat-o. A început să-mi spune de Dumnezeu, a început să-mi dea o Biblie, a început să-mi spună hai la biserică, hai cu mine, plângea și trăgea de mine pentru că eu eram în lume, fumam pe atunci, eram foarte, foarte răzvrătită împotriva ei, am jignit-o. Am început să-i spun, mamă, lasă-mă în pace cu Dumnezeul tău că mie nu-mi place viața de pocăit. O judecam foarte mult pe mama. Știu că am început să o judec pe bunica mea pentru că mergea foarte des la biserică și nu înțelegeam de ce face chestia asta pentru că nu este nimic fain la biserică. Dar cu timpul am început să înțeleg că Dumnezeu, prin faptul că mama mea mergea la biserică și plângea, Dumnezeu o cerceta. Dar eu, când mergeam cu ea de mai micuță, am început să zic, mama, dar de ce plângi la biserică? De ce ești așa tristă când mergi la biserică? Și am stat și m-am gândit, mă, eu nu vreau Dumnezeul ăsta, Dumnezeul ăsta care te face să plângi, Dumnezeul ăsta care te face să asculți muzică din asta, cum și noi am cântat aici. Înainte mi se părea muzică tristă, înainte mi se părea o muzică nașpa, dar acum mi se pare cel mai frumos lucru pe care putem să-l trăim, este să cânți împreună cu Dumnezeu, este să te bucuri cu Dumnezeu. Ce pot să vă mai spun? Odată mama mea m-a chemat la Oradea, la o conferință în care erau foarte mulți creștini. Acolo erau foarte mulți proroci din America, în care eu nu știam pe atunci de ei. Și m-au chemat într-o seară, m-au chemat în față la rugăciune. Mama mea din nou a început să plângă și a fost o luptă foarte mare pentru că n-am vrut să mă duc să mă rog. Într-un final am ajuns acolo, mama mea a început să se roage. Și o femeie, vorbind în engleză, în anul 2017, a venit la mine și mi-a spus așa, scrieți data de 16 în caiet și notează-o, păstrează-o. În anul 2017 a fost asta. A trecut timpul, o perioadă de bună a trecut, nu m-a sunat asta un pic, mi s-a desprins. A trecut timpul, asta s-a întâmplat în 2017, iar la vârsta de 11 ani am început să mă răzvrătesc și mai tare împotriva mamei mele.
am început să am anturaje foarte mari, să zic, de prieteni. Am început să stau cu oameni în vârstă de 18-26 de ani. Am început să... Îmi doresc să fac ceea ce fac ceilalți. Îmi doream să fiu în centru atenției. Îmi doream să mă vadă lumea. Îmi doream să fiu populară. Îmi doream să fac, într-un fel sau altul, ceea ce lumea vrea să fac, nu ceea ce vreau eu să fac. Am început să fug de acasă. Am început să fug de acasă fără știrea părinților mei. Am început să mint foarte mult părinții mei. Vorbeam extraordinar de urât cu ei și acum nu-mi vine să realizez cât de urât puteam să vorbesc cu ei. Începusem să mă îndepărtez foarte mult de Dumnezeu. Nu mai credeam în Dumnezeu ăla pe care mama îl slujea, pentru că ziceam că este un Dumnezeu al plânsului. Uram să o văd pe mama, cum am spus. De fiecare dată când venea la biserică, îmi plăcea să stau doar acasă, ca să nu mai văd efectiv biserica. Am trăit într-o lume în care totul era fals. Credeam că asta e fericirea adevărată. Credeam că fericirea adevărată stă în alcool, stă în țigări, pentru că eram inconștientă când făceam chestia asta și îmi plăcea, pe atunci îmi plăcea. Cu toate astea, unii mă întrebau din familia mea, mă tot întâlneam cu bunica mea și mă întreba: măi, Răluțuța, tu când te pocăiești, mamă? Tu când te pocăiești? Că tu știi că vine Domnul, e aproape Domnul. Începeam să râd în față și spuneam: lăsați-mă în pace că Dumnezeu, lăsați-mă în pace că Dumnezeu, și tot continuam așa. Aveam foarte multe scuze, multe scuze să nu mă pocăiesc, că am văzut pe unul, că am văzut pe altul, uite-l și pe ăla, uite-l și pe ăla. Pentru că nu am intrat mai mult să stau cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Cunoșteam doar oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, dar nu le este teamă de Dumnezeu. Credeam că dacă mergi la biserică, dacă vii aici, ești pocăit cu titlul, credeam că chiar ești un om al lui Dumnezeu. Dar cu timpul am cunoscut că oamenii numiți pocăiți, pentru că mulți dintre voi sunteți nepocăiți de aici, nu sunt așa cum îi vedeți voi. Nu sunt așa cum credeți voi. Când veniți într-o biserică și auziți pe unul că bârfește, oamenii aceia nu sunt oamenii lui Dumnezeu, dar există și oameni care Dumnezeu ți-i trimite în cale și când te uiți la ei, ți se luminează fața de bucurie și îți dai seama: Doamne, ce oameni minunați mi-a adus în viața mea! Ce bucurie și ce har ca astăzi să stau în picioare, să zic, să vă vorbesc dumneavoastră și eu să fi fost până acum în club, să fi fost până acum la colțuri, în baruri. Știu că bunica mea odată m-a văzut la un colț de bloc. Eram cu țigara în gură și eram foarte prinsă în anumite treburi. Atâta de mult a plâns bunica mea în dimineața aceea, ea mergea la biserică și eram la colțul blocului cu țigara în gură. Nu m-a cercetat Dumnezeu deloc atunci. Am simțit că nu mi s-a rupt deloc inima pentru ea. N-am simțit nimic. Am ajuns la liceu. După ce am ajuns la liceu, pe la 15-16 ani, am început mai rău. Am început cu drogurile. Am început cu alcoolul și mai mult. Am ajuns în comă. Am ajuns să fumez câte 2 pachete de țigări pe zi. Parcă asta era fericirea mea. Parcă asta mă împlinea pe mine atunci. Dar când ajungeam acasă și realizam că nu am cu adevărat pe nimeni care să mă ajute, că nu am pe cineva care să facă ceva supranatural ca să mă întoarcă de la prostiile pe care eu le făceam, am rămas foarte tristă. Eram foarte rea, neglijam foarte mult școala, am ajuns la un liceu în care se învăța foarte mult și în loc să-i mulțumesc la Dumnezeu pentru că a făcut atât de mult pentru mine, eu am făcut mai multe. Am început să merg la petreceri, la festivaluri. Am început să fiu foarte rebelă. Vreau să vă povestesc cum am scăpat eu de alcool, pentru că poate mulți dintre voi mai aveți probleme cu chestia asta. Cum spun, am băut foarte mult la viața mea și am băut o perioadă foarte multă de timp în care, într-un fel sau altul, am devenit dependentă. Și într-un moment în care un prieten de-a meu a venit la mine și mi-a spus: uite-te la tine cum arăți, nu ți-e scârbă de tine? Și s-a uitat așa urât la mine, fiind din lume, nepocăit, și am zis: dar ce are? Dar ce are că arăt așa? Nu are nimic. Când am ajuns acasă, atâta de mult m-a cercetat Dumnezeu încât am simțit că pic pe jos, de fapt am picat pe jos,
am început să plâng și am zis, Doamne, am ridicat mâinile și am zis, Doamne, ce am ajuns? De la un om așa de minunat, care m-a crescut mama mea, de la un om atât de pur, am ajuns să-și bată joc oamenii de mine, să spună, uite-o și pe asta cât de beată-i, uite-o cât de mult fumează, uite-te la aia cum a ajuns, în ce hal a ajuns. Și cum am spus, nu m-am oprit aici. Am început să mă droghez. Și ca să termin povestea cu alcoolul, m-am pus pe genunchi la Dumnezeu și am spus așa, Doamne, mi-e scârbă de mine. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-mă să scap de alcool. M-am scârbit. Doamne, dacă Tu nu mă ajut să scap de alcool, eu ce fac? Eu o să rămân așa toată viața? Nu o să mă pot bucura? Și în momentul ăla, Dumnezeu s-a atins de mine. Chiar în următoarea zi, am început să nu mai am poftă deloc de alcool. Atâta de tare m-am rugat în seara aia, am început să plâng și am strigat către Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, te rog, scapă-mă, Doamne, te rog, fă ceva cu mine. Pentru că eram într-un stadiu foarte prost. Ajunsesem la un moment dat să am gânduri de sinucidere. Ajunsesem la un moment dat să mă gândesc, am avut depresie. Dar gândurile de sinucidere, depresia, tristețea, lucrurile astea pe mine m-au șocat foarte mult, pentru că nu înțelegeam de ce o fată care are de toate, de ce o fată care e bine, are părinți, are de toate, este așa. Și de asta mulți dintre voi vă întrebați de ce m-am schimbat, de ce am ajuns așa. Pentru că am avut de toate, dar nu l-am avut pe Dumnezeu. Pentru că am avut totul, dar n-am avut relația aia cu Dumnezeu, să mă împace pe mine și ceva. Acum când mă duc acasă, stau și mă gândesc, Doamne, ce minunat! Ce minunat că oamenii ăștia mă ascultă, ce minunat că Tu m-ai ridicat, ce minunat că sunt în prezența Ta, Doamne, ce minunat că pot să merg pe centru, să urlu, să strig, Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul! Ce minunat! Nu mi-e rușine deloc, nu mi-e rușine să spun la nimeni de Dumnezeu. Mulți ne ascundem de asta, dar eu vreau să spun din toată inima că eu îl slujesc pe un Dumnezeu viu. Eu îl slujesc pe un Dumnezeu care există. Raiul există, iadul există. Toate astea există și noi stăm așa cu mâinile în sân și ne uităm la cer. Zice, mamă, ce fain sunt petrecerile. Nu, vă spun eu că am fost. Vă spun alții din sala asta care sunt aici, care s-au întors de la Dumnezeu. Nu există fericire fără Dumnezeu. Nu mai căutați. O să ajungeți la un moment dat să fiți în locul meu și o să plângeți, o să vă puneți la pat și o să ziceți, Doamne, eu nu mai am nicio șansă fără Tine. Fericire? Fericire fără Biblie? Nu există. Fericire fără rugăciune? Nu există. Fericire fără biserică? Fericire pe lângă oamenii ăștia care au fost lângă mine atunci când am picat? Pe lângă oamenii care mi-au dat sfaturi din biserica asta care până la urmă nu-i cunoșteam? Niciunul din lume nu m-a ajutat. Când am picat jos, toată lumea m-a lăsat. Am ajuns să am depresie, am ajuns să vreau să mă sinucid. În momentul ăla nimeni n-a fost cu mine din lume. Toți prietenii mei m-au lăsat. Toți. Și vreau să vă povestesc o întâmplare foarte bună pe care am trăit-o cu drogurile. Eram la o petrecere, eram 20 de oameni, în momentul ăla ne jucam la un moment dat la ceva biliard și primesc un telefon. Un telefon de la bunica mea. Mi-a spus așa, eram într-o stare de ebrietate și m-a sunat. Și mi-a spus așa, Ralucuța, știu că vrei să faci ceva foarte rău în seara asta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu fă aia. Nu știu ce vrei să faci, dar Domnul m-a înștiințat că vrei să faci ceva rău. Eu trebuia să mă droghez pentru prima oară. Și am început să mă arunc în baie, în clubul acela în care eram, am picat pe jos și am zis, Doamne, dar de ce să nu fac asta? Atât de întunecat eram la minte, atât de neagră. Diavolul efectiv mi-a întunecat mintea în care pur și simplu n-am mai putut să văd nimic. Zic, Doamne, dar ce are? Și n-am ascultat-o pe bunica mea. N-am înțeles cum bunica mea mă sună dintr-o dată, fără să știe că-s la petrecere, să-mi zică că vreau să fac ceva rău. M-am dus. Eram într-un cerc, eram 20 de persoane și înainte să mă duc în cercul ăla, o singură fată a rămas în clădire. Fata aia o trimis-o Dumnezeu. Fata aia m-a tras de mână și a zis, Raluca, nu te du. Raluca, nu te du. Atâta de tare m-am supărat pe ea, am făcut așa cu mâna și am zis, lasă-mă în pace că tu îmi vrei rău. În momentul ăla m-am dus. M-am drogat și când am venit înapoi,
din 20 de oameni care eram acolo, eu am fost singura care s-a simțit rău și a ajuns la spital. Am fost singura dintre toți, toți se distrau, toți petreceau, m-a avut atac de panică, m-au dus la spital, părinții mei erau plecați, nu știa nimeni de mine, eram minor în spital. Am ajuns în spital și mi-au spus, ești nebună, ești nebună, te ducem la psihiatru, din cauza că începusem să urlu în spital, că nu mai pot să respir, din cauza drogurilor. Am crezut că mor în spital și oamenii nu m-au înțeles, m-au trimis la psihiatrie, ajunsesem la psihiatrie și chestia asta a fost un moment care m-a șocat foarte tare. De la psihiatrie au vrut să mă trimită la protecția copilului pentru că n-aveam părinții cu mine. Și vreau să vă spun că am tras pentru o simplă încercare cu drogurile. Am tras 3 ani de zile în depresie, în gânduri de sinucidere, într-o viață nefericită. Și multă lume nu știe de aici ce am spus acum. Și nici nu mi-a plănuit să spun. Atât de mult m-am simțit privilegiată de Dumnezeu. Am zis, Doamne, de ce eu am fost singura care din 20 de oameni care s-au drogat, am fost singura care s-a simțit rău? Am crezut că Dumnezeu m-a pedepsit, dar de fapt Dumnezeu mi-a dat o binecuvântare mai mare ca niciodată. Și astăzi, dacă eu nu încercam, dacă eu nu încercam într-un fel sau altul să-L chem pe Dumnezeu în momentele alea când v-am spus că am avut nevoie de El, poate Dumnezeu nici acum nu se îndura de mine. Poate vă rugați unii dintre voi și ziceți, Doamne, ajută-mă, ajută-mă. Crede-mă că rugăciunea ta e ascultată și crede-mă că tu poți fi schimbat la fel ca mine. Pentru că tot ceea ce spun am trăit. Atât de mult am fost surprinsă de ceea ce s-a întâmplat, am mers acasă, eram singură. Am început să am stări de frică, nu puteam să stau acasă singură. Diavolul punea stăpânire cât mai mult pe mine. Gândurile alea de depresie, nu puteam să rămân singură, pentru că știam că dacă să rămân singură, poate mă sinucid. Dacă rămân singură, poate se va întâmpla ceva cu mine. Atât de rău am fost, încât am ajuns să fiu foarte zdrobită. Zdrobită de oameni, zdrobită de alcool, zdrobită de țigări, zdrobită de tot ceea ce înseamnă lumea asta, pe care o cunoașteți foarte bine cu toții. Până când Dumnezeu a decis să lase această pandemie peste noi. Această pandemie, care pentru mine a fost un moment schimbător al vieții mele, în care am început să-L caut pe Dumnezeu mai mult. Știu că eram într-o seară în care pot să spun că totul a început, pentru că v-am spus cum am fost înainte și acum vreau să vă spun cum sunt acum. Totul a început într-o seară în care stăteam în carantină, nu puteam să ieșim cu toții și Dumnezeu mi-a dat o melodie creștină pe care eu nu suportam din auzitele mamei mele, pentru că știam că o face să plângă. Și în momentul ăla, când am văzut melodia creștină, am zis, bă, dar hai să vedem ce melodie e asta. Vreau să vă zic că când am intrat pe YouTube și am apăsat pe melodia Eu de tine am nevoie, în momentul ăla, la 10 secunde, am picat pe jos. Eram cu țigările în cameră, eram cu foarte multe vicii pe atunci. Am picat pe jos și am început să strig, Doamne, eu de tine am nevoie. Doamne, eu nu mai vreau să fiu așa. Doamne, eu vreau să mă schimb. Doamne, eu nu mai pot. De la o simplă melodie, Dumnezeu mi-a schimbat întreaga viață. De la o simplă melodie, Dumnezeu m-a făcut în seara aia să deschid Biblia asta pe care mi-a dat-o bunica mea. De la o simplă melodie, Dumnezeu a putut și poate să schimbe viața unui om. Și nu doar de la o melodie, ci printr-un om. Am avut foarte multe încurajări de când am venit în biserică, am avut foarte multe ridicări de când am venit în biserică și mă voi ține de biserica asta cu dinții. Mă voi ține cu Dumnezeu de toți dinții, pentru că El a făcut în așa fel încât atunci când sunt descurajată, atunci când am gânduri de depresie, atunci când diavolul caută să mă smulgă din mâna lui Dumnezeu, atunci pot să vin la un frate, atunci pot să vin la bunica mea, atunci pot să vin la un prieten din biserică. Care prietenii ăștia există, da, există și falși, dar există și oamenii lui Dumnezeu ca lumea.
Există adevărați oameni al lui Dumnezeu care vor să te ajute. Există oameni care trag de tine și spun, haide, haide că o să poți, haide că o să mergem împreună, mai departe. Este minunat. Din seara aceea Dumnezeu s-a atins de mine și am început să citesc Biblia, fraților. N-am citit Biblia în viața mea. Am început cu psalmii. Am început să citesc un psalm în fiecare seară atunci. După ce am citit psalmii, am început să citesc Noul Testament, pe care vreau să vi-l împărtășesc și vouă, este la ieșire. Toată lumea care nu are Noul Testament, vreau să primească în seara asta. Vreau să începeți să citiți și voi Biblia, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu m-a schimbat. Și cum? Cuvântul lui Dumnezeu m-a schimbat în așa fel încât eu, când am ascultat melodia aia, da, m-am întors. Dar o melodie, o simplă melodie, nu a putut să rupă legăturile, nu a putut să rupă într-adevăr petrecerile. Pentru mine petrecerile erau viața mea, pentru mine ieșitul cu prietenii chiar la ora asta, erau cele mai frumoase momente. Dar vreau să vă spun că atunci când am pus mâna pe Biblie și am citit-o în toată carantina, 2 luni sau câte a ținut, vreau să spun că din carantina aia am ieșit curată. Din carantina aia Dumnezeu a rupt orice poftă pe care o aveam înainte de a merge în club, orice poftă pe care Satan, vrăjmașul nostru, pentru că da, există și ne confruntăm cu el de multe ori și nu vă dați seama, orice legătură Dumnezeu a rupt-o prin Biblie, pentru că atunci când citești cuvântul ăsta, primești putere. Și asta am observat-o eu. Pe pielea mea, la început de credință, la început de drum, am observat că cu cât citești mai mult Biblia, cu atâta te ajută să scapi de depresie, de sinucidere, de toate lucrurile astea. Nu există. Nu există, cum a spus, fericire fără Biblie. Nu există să vrei să scapi, să vrei să-ți găsești o parteneră. Auzisem acum ceva timp, să-ți găsești o parteneră fără să citești cuvântul lui Dumnezeu. Să scapi de țigări fără să citești cuvântul lui Dumnezeu. Merge perfect. Cuvântul lui Dumnezeu, cu legăturile care Satan ți le ține acolo, poate Dumnezeu să schimbe inimi, vieți și totul să schimbe printr-o Biblie. Am luat o decizie cu privire la mine și am spus așa, Doamne, eu vreau să mă dedic Ție. Am început să merg la serile de tineret, așa cum veniți și voi acum și mă bucur foarte mult că sunteți mulți, pentru că Dumnezeu vă va schimba viața. Și ca să înțelegeți momentul în care cu totul m-am întors la Dumnezeu, pentru că v-am spus că rămăsesem cu petrecerile, a fost tot într-o seară când am venit la o stăruință după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu tot cu gânduri de sinucidere am venit aici în față, chiar aici stăteam, și nu știam ce înseamnă o stăruință, nu știam ce înseamnă să te rogi 2 ore, nu știam așa ceva. Mă rugam maxim 10 minute acasă, dar mai mult nu știam. Și când m-am pus aici cu frații, cu surorile care stăruiau după Duhul Sfânt, în momentul ăla s-a întâmplat ceva foarte, foarte șocant pentru mine. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, care înseamnă o putere primită din partea lui Dumnezeu, și în momentul ăla eu chiar am primit o putere. Ce înseamnă asta? Am avut foarte multe probleme după ce am primit Duhul Sfânt. Am avut foarte multe, la fel, gânduri. Nu eram botezată, nu făcusem legământul în apă. Dar în momentul când am primit Duhul Sfânt, am fost așa de bucuroasă, vreau să vă spun. Pacea, bucuria, fericirea după care toți stânjim. Efectiv, aici, la nivelul pieptului, mi s-a pus o pace peste mine pe care nu pot să vă descriu nimănui. Nu pot, chiar nu pot. În momentul în care am fost botezată, în momentul când Dumnezeu mi-a dat această putere care să trec peste orice ispită, peste orice legătură care încă mai aveam, ghiciți ce dată a fost? Data de 16. După 3 ani, în data de 16, Dumnezeu mi-a schimbat viața radical. În urma faptului că mi-a spus doamna aceea din America, în 2017 mi-a spus doamna din America, notează-ți data de 16. În urmă cu 3 ani mi-a spus din nou. Și m-am uitat la dată și am văzut 16. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Acum înțeleg de ce doamna aceea mi-a spus să notez data de 16. Omul lui Dumnezeu din America, cu care eu n-aveam nicio legătură, când eram în poftele lumii, când eram încă prinsă,
Acum Dumnezeu mi-a făcut claritate în minte. Acum înțeleg de ce Dumnezeu m-a trecut pe acolo, ca eu să vă spun vouă și nu doar vouă, ci lumii întregi, că Dumnezeu mi-a schimbat viața, că sunt fericită și că, da, am fericire adevărată. Chiar sunt bucuroasă. Nu trebuie să fim triști pentru că l-avem pe Dumnezeu, nu trebuie să fim triști. Bucuria pe care o am în inimă nu poate să rămână doar aici. Vreau să vă împărtășesc totul vouă. De asta mă vedeți uneori așa de fericită, atât de plină de râvnă, pentru că îmi doresc ca și voi să fiți aici. Îmi doresc ca și voi să vedeți chestia asta. Nu doar o biserică, nu doar o religie, nu doar... Există mult mai multe decât atâta. Nu vă rezumați la atâta. Nu vă rezumați doar la o religie. Sunt ortodox, sunt catolic. Nu! Dumnezeu poate să schimbe astăzi vieți. Acasă, din nou am realizat, după data de 16, după stăruința de anul acesta, în momentul ăla m-am aruncat din nou jos la pământ și am strigat către Dumnezeu, slăvit să fie Domnul meu viu și lucrător care mi-a schimbat viața. Este adevărat, este adevărat. Asta spuneam în continuu, pentru că diavolul încerca să-mi spună că Dumnezeu nu există, că nu există rai, că nu există iad. Dar când am ajuns să înțeleg câte lucruri mi s-au întâmplat și toate se legau, am zis, Doamne, Tu existi. Doamne, Tu ești real. Și acum, în urmă cu 2 luni, am avut botezul. Tatăl meu, din nou v-am spus, nu suportă. Nu suportă deloc pocăiții. Nu suportă religia asta, nu suportă, nu știu ce nu suportă el. Dar când aude de Dumnezeu, tatăl meu atât de urât face și mă doare așa de tare inima să vă spun chestia asta, că l-am chemat la botezul meu. Nu mi-am propus să vă zic asta, dar vreau să vă spun. L-am chemat la botezul meu și am spus, tati, eu să închei un legământ cu Domnul meu. Eu să închei un legământ cu Domnul pe care mama mea îl slujește. Un legământ pe care l-a încheiat și sora mea în urmă cu câțiva ani. Tata, vreau să fii acolo cu mine. Te rog, vino la botezul meu. Și mi-a râs în față. Mi-a râs în față și mi-a zis, du-te tu de aici cu pocăiții tăi. Atâta de tare m-a durut pentru că, și acum mă doare pentru că s-a întâmplat recent. Mi-a zis să termin pentru că fac cea mai mare greșeală din viața mea. În momentul ăla știam că cel rău este în el. În momentul ăla știam că cel rău vrea să mă întoarcă de pe calea lui Dumnezeu. Știam că nu vrea să închei un legământ cu Dumnezeu. Atât de mult am suferit încât nu vă pot explica. Am plâns în urmă cu 2 luni cu mama mea în cameră. Eram pregătită să plec și fără mama, eram pregătită să plec fără oricine, nu mă interesa. Eu am vrut să fac un legământ, eu am vrut să mă bag în apa botezului, pentru că doar când ești în apa botezului, doar când ești acolo în apă, Dumnezeu spune, ăsta e copilul meu, gata, de acum el este al meu, Satan nu mai are nicio putere asupra ta, doar încheiând un legământ am înțeles că poți să scapi de toate legăturile astea. Dumnezeu așa de minunat a lucrat cu viața mea și vreau să vă spun, că am ajuns la Orșova, unde am făcut botezul, la 3 ore de aici. Am ajuns la Orșova și n-am mai plâns, pentru că știam într-un fel sau altul că tatăl meu nu vine la botez. Era foarte împotrivitor. S-a certat foarte mult cu mama mea. I-a spus că ea a băgat prostiile astea în cap. Și într-o seară, cu o seară înainte să vină la mama mea la botez, nu mi-au spus. Toți prietenii mei au fost acolo, puțin din lume, dar mai mulți creștini. Și eram într-o cameră de hotel și tatăl meu a venit la mine. A deschis ușa camerei de hotel și a zâmbit. Și când a zâmbit, atât de tare a plâns încât m-am aruncat în genunchi în fața lui și a zis, tati, Dumnezeu te iubește, tati, Dumnezeu te vede, te rog, întoarce-te la El. În momentul ăla tata m-a luat în brațe și când m-a luat tata în brațe am înțeles că Dumnezeu este real. Știți de ce? Pentru că eu cu o seară înainte să mă duc la Orșova, cu o seară înainte să fac botezul acolo, i-a spus așa, Doamne, dacă Tu existi, Doamne, dacă Tu chiar existi, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, adu-L pe tatăl meu la botez și așa voi ști, așa voi ști că existi. Pentru că un om care este atât de răzvrătit, atât de împotrivitor, nu credeam vreodată că va veni la un botez la 3 ore de Deva. Și vreau să vă spun ceva. Știam eu de ce fac botezul acolo. Știam eu de ce mă duc să fac botez la 3 ore de Deva. De ce acolo? De ce nu puteam să-l fac aici? Puteam să-l fac și aici. Dar Dumnezeu a vrut să-l fac acolo. Pentru că dacă nu-l făceam acolo, tatăl meu nu venea în Deva.
Mi-a spus Raluca, eu nu veneam dacă îți țineai botezul aici. Nu din cauza bisericii, să nu ne înțelegeți greșit. Pur și simplu pentru că era în orașul lui și avea treabă și se lua cu altele. Dar atât de mult l-a cercetat Dumnezeu încât i-a spus Mircea, du-te. A tras mama de el, nu a vrut. A tras, s-au luptat foarte mult, s-au certat. Până într-o seară când i-a spus, ok, o să vin cu tine. Așa de mulți oameni s-au rugat. Cam cât sunteți voi aici? Oamenii al lui Dumnezeu puternici, am pus să se roage, proroci, oricine, am zis, vă rog, rugați-vă ca tatăl meu să fie acolo. Nu mă interesează dacă în momentul ăla se bucăiește, eu vreau doar să fie prezent acolo, pentru că știu că Dumnezeu lucrează la viața lui. Vreau să vă spun că pentru mine totul are sens acum. Pentru mine are sens faptul că sunt aici, pentru că știu că Dumnezeu vrea să lucrez pentru El. Nu știu care e planul lui Dumnezeu încă cu viața mea, nu știu la ce m-a chemat El, dar știu că Dumnezeu vrea să mântuiască astăzi suflete. Nu vă mai bateți joc de viața voastră, mi-am bătut eu destul și știu cum e. Lupt și vreau să lupt, cum scrie în Biblie, lupta cea bună. Ca la sfârșit să pot să primesc cununa. Ca la sfârșit când va veni Dumnezeu, când va veni Iisus Hristos pe norii cerului. Atunci să mă uit către cer și să spun, Doamne, Tu ești Dumnezeul care l-a adus pe tata la botez. Tu ești Dumnezeul care lucrează și care schimbă viața mea. Pentru că poate mulți dintre voi nu mă cunoașteți, poate mulți dintre voi nu știți cum am fost. Dar vă asigur că pe mulți, mulți m-au văzut în situațiile care am fost. Dar dacă treceați pe lângă mine și vă uitați la mine, eram groaznică, era scârbă de mine. Era mai rău decât ultimii drogați de pe stradă, cu toate că nu mă drogam cât se drogau ei. Dar eram ultimul om și astăzi sunt îmbrăcată în alb. Și chiar m-am ales chestia asta ca să vă spun că un om al lui Dumnezeu întotdeauna va purta hainele inimii albe și m-am vrut să mă îmbrac ca și la botez, ca să fiu o mărturie vie pentru voi. Am vrut să fiu o mărturie vie că Dumnezeu încă face și schimbă vieți. Dumnezeul care m-a schimbat pe mine te poate schimba pe tine, pe tine, pe tine, pe toată lumea de aici. Și am renunțat la tot. Am renunțat la petreceri, am renunțat și nu mi-am drag de ele. Nu mai vreau să mă duc acolo, pentru că știu că de fiecare dată când merg, diavolul este cu gura deschisă să mă înhațe. Și după ce mă înhață, mă aruncă din nou morcerile în care a fost și iar o iau de la capăt și iar o iau de la capăt. Și am realizat că, Doamne, nu-i nimic mai frumos decât viața de creștini. Le vedeam adeseori pe fetele astea de aici, le vedeam de când eram mică, le vedeam pe stradă și știam că-s pocăite. Și eu eram cu altele. Și ziceam, Doamne, dar ce fac fetele astea la biserică? Ce caută toată ziua la biserică? De ce trebuie să te mai strădui să vii la biserică? Da, trebuie să vii la biserică. Pentru că dacă eu nu eram în biserică, dacă eu nu primeam ajutor din partea liderului de tineret, dacă eu nu primeam ajutor și o vorbă bună de la oamenii ăștia care sunt aici, dacă eu nu făceam chestia asta, eu eram pierdută. Nu mai veneați în seara asta sau poate erați în altă parte. Nu mai mă ascultați, nu mai făceați anumite lucruri. Dar pentru că Dumnezeu e bun, a rânduit să fiu aici și slăvit să fie numele Lui. Așadar, vreau să vă îndemn să nu renunțați la Dumnezeu. Și vă spun asta din inimă și cred că simțiți. Nu vă lăsați de biserică, fraților, surorilor. Pentru că când o să te lași de biserică, ușor, ușor te pierzi. Și din păcate și mama mea s-a pierdut pe cale. Ușor, ușor s-a lăsat și ea de biserică. Nu este un happy ending, dar... S-a lăsat ușor, ușor de biserică și acum încerc să fiu eu un exemplu. Să fiu eu cea care este o mărturie vie printre tineri, printre noi, oamenii care suntem baza în această societate. Pentru că auziți de deseori că noi facem diferența, dar chiar noi o facem. Dacă ne-am pune toți de aici, din încăperea asta, să facem ceva, credeți-mă că deva asta ar fi schimbată. Și asta mă doare. Mă doare pentru că vreau și sunt atât de plină de râvnă. Pentru că când îl iubești pe Dumnezeu, asta primești. Dragoste, fericire, îndelungă răbdare, lucrurile astea le primești. Nu renunțați să continuați. Dacă vrei să te schimbi astăzi, dacă încă vrei să te schimbi, dacă vrei ca Dumnezeu să schimbe viața, roagă-te, citește Biblia, ascultă predici. Predicile m-au ajutat foarte mult. Chiar predicile Domnului, fratelui care ne va predica în seara asta, fratele Cristi,
Am ascultat atât de multe predici de când Dumnezeu m-a schimbat, încât am început să-mi iau notițe, am început să fiu o persoană care îi împlină râvnă după El. Și îmi doresc ca Dumnezeu să mă țină așa. Îmi doresc să nu mă pierd, îmi doresc să fac toate aceste lucruri. Și doar cu ajutorul lui Dumnezeu o să pot să le fac. Pentru că nu noi ținem pocăința, ci Dumnezeu ne ține pocăința. Așa că dacă pe mine m-a schimbat Dumnezeu, poate și pe voi. Și sunt mulțumită, și sunt bucuroasă, și sunt smerită, și încerc să mă smeresc. Pentru că doar așa voi câștiga cununa, doar așa voi câștiga bucuria. Și când mă voi uita la Dumnezeu, când voi pleca de pe acest pământ, voi zice: Doamne, Tu ești viu și Tu poți să faci minuni și astăzi. Amin.